De buri, de ce? Țigare noroc. E că plouă. Așa arătăm, mă, și mâine. Nu ploaie. Mai poate, am luat un brâu. N-ai saci, cu un sac în cap. Măcar dă pe o mână în chela goară. Nu o lași că mă duci la proiect, dar mă pula mea. Nici ce n-am mers pe jos de coalea până coale. Mergi și tu pe jos. Ce pula? Ia te pula, te las la poartă, am vrut să te ia doar. Unde știi tu? Așa că taci. Că știu? N-am mers eu cu voi, ai uitat? Unde ai mers tu, cum pula? Ai mers tu la mine? Nu, nu, mă gândește unde stau, nu, stai, stai lăsat la, la scară te-ai lăsat. Nu mi știi tu. Dar ce știi ce puturoțe ne-a de gel? Nu știu că le să meargă. Ce intră pe ușă, doamna? Când am mers, aduți aminte când a uitat doamna Negut telefonul și am mers și m-a dus. Și-a luat-o pe doamna Negut să ducă să ia pe doamna Negut. Și-a luat-o pe la veste, a lăsat pe tine și urmă a luat-o pe partea înaltă. Eu zic că asta știe, să nu te singur. Unde a putut ne-a zis de ce? Ai putut pe tine, pur. Tot atunci cu șeful, și-a uitat doamna Negru. M-am angajat la două săptămâni. Că n-aveai tu de unde să știi unde stai eu. Am fost cu șeful, fă! Da, că șeful știu ce faceți voi, la urmă. Nu te rog, eram cu șeful mașină. M-a dus șeful până la fel de șeful. Mi-e milă, da. Mi-e milă de omul ăsta, măi, goale. Mi-e milă de omul ăsta. Hai, hai dispoi la ce bun. Ne ia de din ce da, las că îți zic. Ne bun că vorbește cu toți. Da. Eram în armată și era unul de, era pe piață și să ce locotenentul civil, așa, și el l-a salutat de așa, cu mâna, că trăiesc domnul locotenent. A doua zi vine locotenent, zice, băi nebunule, așa să-l salut pe tactul din căruță, zice. Adică nu l-a salutat regulamentar, adică am mâna să trăiesc domnul locotenent. Și el a zicea după ei, când era pe piață, vezi că întrebe doi pepeni, vezi că întrebe un sac de cartofi, vezi că vroia numai miloagă. Dacă erai pe piață și aia și erai cu milițianul, dacă vrea milițianul, tot îi găsea ceva și îi dădea amendă. Da. Și îți dădea, dea, bă, pula neu, cu pepe. Mai duceai acolo la ăla, mai luai unul și el, dacă nu o PTF-ul și alea ne zicea să-i aducem și șosete, mă, că era țigăncile. Da. Pe tren, bere, azuga, șosete, reviste, ziare, citea ziarul să-i aducem noi ziare. Bă, gamea, și pula în pula asta. Da. Mă dau cu aducem. Ce dracu ăștia n-au mai luat cu noi? Ia-l pe cei duși, aruncă-l în drum. Mai adică, dă-te jos. Dă-te jos, dă-te în pula. Nu mai bagă lucruri de-așa. Păi da.